Au fost eliberați din funcție președintele și unul dintre vicepreședinții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, Geronimo Brănescu a fost eliberat din funcție cu rang de secretar înalt. Premierul l-a desemnat pe vicepreședintele instituției, Ciutac Nochi Laszlo, să exercite atribuțiile președintelui până la numirea unui nou conducător al agenției. A fost eliberat din funcție și Traian Petcu, vicepreședinte al ANSVSA cu rang de subsecretar de stat.